Reunită la majoratul tău, cum te simți? Mă simt foarte bine, sunt foarte fericită că s-au adunat astăzi cele mai importante persoane din viața mea care vor fi alături de mine. O să fie foarte mișto, o să ne distrăm. Am văzut că ai primit cadoul pe care ți-l doreai, o mașină. Cât a costat? Nu pot să vorbesc, niciodată nu cred că m-ați văzut vreodată să vorbesc eu despre bani, dar mi-a fost cadou făcut din partea mea pentru mine și mă bucur enorm de mult că în sfârșit am primit ceea ce mi-am dorit prin foarte multă muncă, dorință. Da, sunt foarte fericită. Aranjamentul ăsta are vreo logică? Cum sunteți așa tu lângă tatăl tău, surioara ta lângă mama acum? Că Ana mereu a fost disperată de mică. Ana a fost sora mai mică și a fost disperată după mama. Și eu n-aveam încotro, deja, e, fata ta, ok. Este într-adevăr fata ta, chiar ți-a alintat-o, nu, pe Iuliana? Ei, ele ambele sunt fetele mele, dar... Nu știu de ce, mai mult eu am blat cu Iuliana, de exemplu, chiar și la Vocea Rusiei, doar eu cu Iuliana am plecat, nu a plecat mama. Mama de acasă retrăia mai mult pe telefon, tot vedea, dar eu cu ea, poate asta și ne-a legat mai mult, nu știu. Dar pe ambele iubesc la fel, sunt ambele fetele mele. Ce vă se aseamănă cel mai mult de Iuliana? Ce v-a moștenit? Din calități și din defecte, probabil. Una și rău de la mine, că chiar dacă nu e corect, eu țin ea bună ca și mine, că noi suntem corecți, noi altcineva. De partea cealaltă, echipa mamei, ce spuneți despre această atitudine? Nu, eu știu că Iuliana înseamnă mai mult cu tata, are caracterul tatei, de asta e mai apropiată de tata, să zic așa. Dar eu sunt mai mult spre mama, gen seamănă mai mult cu mama, am caracterul mamei, de asta avem echipa asta, dar oricum suntem toți împreună, nu avem echipă, să zic așa. Vă și la vestimentație v-ați asemănat aceste... Da. Ați cumpărat împreună încălțămintele la același magazin? Da. Am cumpărat împreună, ne-am sfătuit eu cu mama, ne-am sfătuit să vedem în ce o să ne încălțăm, trebuie să fim așa, să ne potrivim, să zic așa. Cum ați pregătit-o pentru acest eveniment din viața Iulianei, majoratul? Cum? Da, a pregătit Iuliana tot evenimentul. Da. De ce se... Ei n-au știut unde vin, ei n-au știut ce facem, unde vin. Am organizat tot aici foarte frumos la... O să ne distrăm. Dar așa, ce îi doriți pe viitor? O să veniți aproape, cât mai aproape de ea, nu? Eu mi-am dorit foarte mult de... pe tot parcursul vieții să fiu alături de copiii mei și o să încerc să fiu alături de ea. Vreau să-i doresc multă, multă sănătate, fericire și să rămână tot atât de simplă cât cum este în ziua de astăzi. Acum că este o zi specială, ai zis ceva ce ai vrea să-i spui mamei tale, ce ne-ai spus până acum și tatălui? Îți dai seama că o să-i zic, dar nu o să zic aici în fața camerei, o să zic acolo când o să fie toată lumea atentă la mine, pentru că vreau să văd azi pe mama plângând, abia aștept! Nu plânge? Nu plânge mama ta? Nu. E, ba da, plânge foarte des, dar azi vreau să vadă toată lumea sfige. Nu, nu! Aoleu! Am emoții. Dar tatăl tău, că și băieții plâng? O să vedeți mai târziu, cu siguranță. Au fost momente de scapade ale Iulianei, când și-a dorit foarte mult să plece de acasă, e încăpățânată, este independentă? Nu e cam independentă, că totdeauna noi stăm cu vizorul asupra ei, cât a să fie, cât a să trăim noi, a să fie copilul nostru. Totdeauna a să fie sub vizorul nostru. Tata să uită în toate părțile. Se uită și la băieții care sunt în jurul fetițelor. Exact, dar asta sunt fetele. Trebuie să avem grijă de floricelele care le facem, să le stropim, să facem ca să crească mari, frumoase, nu? Mama, cum arată soțul ideal pentru fiică? Gineră. Vai, încă nu m-am gândit. Nu știu, cred că la alegi. Eu cred că asta e o întrebare foarte greșită să-i o puneți mamei, pentru că eu aleg cine e lângă mine și cum mi-a zis mie tata, cum a învățat pe mine tata, e niciodată familia, gen părinții nu o se bage în viața mea personală și nu o să-mi zică nu, că nouă nu ne place de el, așa că nu trebuie să fii cu el împreună. Ai mei, gen părinții mei mi-au zis că o să fie mereu alături de mine și o să mă susțină cu orice alegere pe care o să fac eu vreodată. Așa este. O să ne expunem poziția, dar alegerea să o facă Iuliana, Oriana. Că nu putem noi să alegem. Dar așa te-ai gândit? Adică, nu știu, părinții te-au o experiență de viață, totuși. Nu, nu m-am gândit. Când o să fiu pregătită, o să vorbesc despre asta. V-ați certat ultima oară pe ce cauză? Din ce motiv?
Dar nici nu mai țin minte dacă ne-am mai certat. Ne-am certat? Nu ne-am mai certat. Băi, eu chiar am 18 ani? Printre invitații Iulianei s-au numărat și Cezar Alexa și Alexandra Ungureanu. Pot spune că este prietena mea cea mai bună. Adică din toți prietenii pe care am avut, eu în viața asta până la 26 de ani, cu ea mereu m-am înțeles, mă potrivesc perfect ca prieten. O iubesc la maxim, ne înțelegem perfect și îi urez tot binele din lume și mereu o să fiu alături. Mereu cu toate sfaturile care are ea nevoie, cu toată experiența mea, eu împărtășesc ei. O întâmplare amuzantă de pe platourile de filmare. Habar n-am. Întâmplări amuzante, când ne-am mai pus piedici, când nu știu, când o mai iau eu de cap și dau eu un cap în gură, chestii de genul, dar în glumă.